tuturor care s-au conectat la ora aceasta să asculte despre data science, data science, un webinar, eveniment, podcast, numiți-l cum vreți, este o discuție. O discuție organizată de Techul Academy împreună cu Vasile Popăluță și Tatiana Gâlcă despre un domeniu foarte interesant. Pentru prima dată, de fapt, o să discutăm despre asta împreună și în public. Cred că o să fie interesant, așa că conectați-vă. Dacă aveți întrebări, vă încurajăm să le adresați aici, ca noi să putem să le discutăm. Dacă o să vă fie interesat, chiar vă invit să vă alăturați pe ecran ca să dezbatem întrebarea împreună. Acei care au venit astăzi pentru prima dată la un eveniment organizat de Techul Academy, atunci trebuie să mergeți pe pagina Techul în compartimentul educație să vedeți cu ce ne ocupăm. Este o inițiativă educațională în cadrul centrului unde noi organizăm cursuri, traininguri, nu știu, meet-up-uri de tot felul pe topicuri tehnice legate de domeniul IT. Aici poți să vii să înveți ceva sau să contribui pentru alții dacă ai ce să împarți cu noi sau cu acei care vor să înceapă domeniul IT. Așa că noi vă salutăm, acei care au revenit, bine ați revenit, ne bucurăm să vă avem alături. Și eu cred că putem să începem, da? Ok. Nu fac o mare introducere, deci este foarte evident. În curând o să fie lansat primul curs de Data Science în cadrul Techul. Vrem să vorbim, de fapt, nu despre curs, dar ce este Data Science, ce înseamnă, ce se întâmplă în această nișă în Republica Moldova, cumva de ce este interesant să joinuiești acest domeniu, ce poți să faci pe plan local și pe plan internațional, unde poți să înveți, ce trebuie să înveți, ce trebuie să știi, ce poți să știi. Vreau să-i prezint pe Vasile. Vasile este un data scientist începător și activează acum la Orange Systems. Tania, de fapt, este un data analyst, data scientist cu mai multă experiență și acum activează la Amdaris. Ambii sunt în domeniu de ceva timp și cu ei vrem să vă povestim ce de fapt este data science. Hai să începem. Eu, de fapt, noi azi mai devreme discutam. Vroiam și am întrebat, uite, de ce asta data science și big data? Pe urmă am înțeles, dar hai noi să vorbim despre big data, data science, AI și machine learning. Ele cumva sunt dintr-o cutie, dar ele sunt diferite, așa? Da. Ne exprimăm, da? Da. Deci, uite, eu personal, din câte am cercetat domeniul, deci tot s-a început cândva cu inteligența artificială, cu dorința omului de a crea ceva ce gândește pe lângă om. Adică mereu am tins să avem un companion cu care să putem interacționa. Dar cu timpul acest de fapt domeniu s-a transformat și s-a spătuit în mai multe domenii care eu încerc mai aproape să vin. Ați din microfonul, e din cască sau din laptop? Posibil, da, din cască. Încă nu mă obișnu cu chestia dată. Ok, deci cumva necesitățile cu timpul au făcut din acest domeniu de inteligență artificială un domeniu de business, unde companiile au început să folosească ceea ce au dezvoltat în universități, în centri de cercetare oamenii în domeniul de inteligență artificială. Și cu timpul el s-a împărțit pe data analytics, pe statistică, care de fapt statistica era cu mult mai de mult decât în domeniul de inteligență artificială, doar că când s-au acumulat destule date, afacerile au înțeles că au nevoie de statisticieni, de programiști, de oameni care înțeleg business-ul și cumva aceste trei grupi mari s-au unit împreună pentru a face
departamentele de data science și, și de data în general. Dar pe urmă, când am înțeles că au prea multe date, a apărut o nouă categorie de oameni care se numește data engineers, care asigură tot stocarea datelor în mari companii și organizații. De fapt, adică cumva noi de la inteligență artificială și statistică care au stat la baza tot ceea ce noi astăzi numim data engineers, data science, cumva treptat evoluționând pași cu pași, integrându-se afaceri în domeniul dat, au apărut ceea ce este astăzi data science, big data, nu știu, data analytics, machine learning. Știu, prima dată când am auzit de big data, de fapt am auzit asta bine, la mine era la universitate, când noi vorbeam despre afaceri. Uh-huh. Și asta cumva pe mine m-a făcut să fiu curioasă să văd, ok, de ce? Și big data, de fapt, era folosit colectarea asta de informații, s-a colectat foarte mult, pentru că au apărut instrumente, au apărut platforme, deci prezența omului peste tot s-a mărit și s-a început cumva a colecta, adică s-au găsit oameni deștepți care au zis că ok, deci putem face cu asta. Mai ales că era atât de multă și s-a identificat că ok, în baza la date, tu poți să faci improvements la afaceri și acum de data este colectată anume cu scopul de business, de decision making în cadrul afacerilor și cumva ea a devenit una indispensabilă pentru succesul unei afaceri, mai ales dacă este una de scară mai largă, de scară mai mare, pentru că atunci tu ai și acces la date mai multe, dar tu și trebuie să faci niște decizii mai smart. Cred da, că... și de genul că ok, tu poți să faci predicții de comportament, cum tu faci, și aici apare machine learning-ul care se învață în bază la aceste date, da? Deci cum s-a integrat. Pe urmă este inteligența artificială care cumva face ca afacerea ta să lucreze smart. Cele cumva sunt toate super mega conectate între ele, ele sunt diferite, dar totodată pot fi împreună să lucreze pentru același un scop comun, dar tot se începe de la lucru cu informația. Informația care tu o colectezi. Poate tu deja o colectezi sau tu urmează să o colectezi ca să începi să aplici data science-ul în cadrul companiei tale. Dar știți, eu ce tare vrem să prezentăm noi azi, să vorbim despre cât e de mare, de fapt, comunitatea de data science în Moldova. Pentru că este un concept relativ nou, el cum? Tare relativ nou, el a apărut mai devreme, dar în Moldova cumva nu tare de mult. Și bine, noi când la prima etapă am făcut cunoștință cu Tania, noi am început conversația de la cei că ok, de sunt foarte puțini pe piața noastră specialiști în acest domeniu, dar și companii care de fapt folosesc mecanisme și instrumente de analiză a datelor. El, ca tare, specialiștii au fost întotdeauna și însăși că el mai au apărut ca noțiune, să zicem așa, da, mai nou, data science, tot așași matematicieni, tot așași băieți cu ochelari care au stat în fața calculatorului și încercat să facă ceva frumos. Chestia întotdeauna a fost în date, pentru că până mai nimeni nu interesa, ei avem și noi acolo niște Excel-uri, 5 ani în urmă problema asta a fost chiar și aici în Moldova. Că atunci când noi îmblam și întrebam, știți ce e statistică, dați să facem analiză statistică, dați să vă spunem despre date, să colectăm, să vă spunem insights-uri noi, că au fost câțiva persoane care noi am venit cu ideea asta, propunerea asta, la care unica răspuns era, da, date, de ce îmi trebuiești, de pentru ce îmi trebuiești. Am și eu acolo un Excel, este o fază care sunt în trânsul și tare mult mine îmi trebuiești să știu. Asta și-a fost problema. Deci specialiștii au fost în principiu, acești matematicieni și iarăși, mai repet încă o dată, de informaticieni, cei care nimeni nu interesa ce fac ei acolo, ei, Delphi, ei, nu știu acolo, Pascal sau nu știu mai ce. Acum oamenii au început să trezească, au înțeles că este
este informație, o strângem, trebuie să ceva să facem din trânsă. Și slava Domnului că am început să asculte pe cei băieți cu ochelari și pe cei fete care stăteau la matematică și au început să înțeleagă că este acest domeniu și poate să ajute în business, în, în toate domeniile astea. Deja cum se numește el, fie că e statistician, fie că el e data scientist, fie că el e data analyst, nu are importanță. Sensul în ceea că lucrează cu datele. Și hai așa să spunem că comunitatea, în principiu, nu este. Este, sunt persoane care noi ne cunoaștem între noi și noi știm noi ce facem și vrem să arătăm la lume cum asta se face și să ajutăm pe alții care doresc în domeniul ăsta să se pornească, să se implice. Dar așa ca comunitate, suntem. Sunt careva băieți, sunt niște fete, este o comunitate la noi. Dar comunitatea se referă doar la persoane care, în general, lucrează cu datele, pentru că e smuță la, spre exemplu, toate companiile care fac studii de piață sau, nu știu, poluri, sondaje, se consideră ca parte a acestei comunități sau nu? Deci, ca să fie clar, este calificat cumva persoana din domeniul sau nu? Deci orice persoană care lucrează cu datele se numește un data analyst. El este, face parte din comunitatea de profesioniști care lucrează cu datele. Indiferent că este analiza socială, că este sociologie, că este din psihologie, că face sondaje, analizează sondajele sau mai mult lucrează cu softurile tehnice, mai mult în machine learning. Este și ca comunitate. Ce înseamnă comunitate? Comunitatea este un grup, da, care el încearcă să ajute. Ca comunitate, nu știu dacă suntem mai mulți care încercăm ceva să aducem la... Cel puțin persoane care lucrează în domeniul de sondaje și ar dori să se împarte cu cunoștințele lor, personal eu nu am întâlnit. Da, îmi vrea foarte tare. Dar care e motivul? Așa pe bani. Deci, de ce nu ar vrea ei să se împarte cu cunoștințele lor? Pentru că foarte mult suntem întrebați și am avut discuții cu, nu știu, din diferite domenii persoane care întreabă de tool-uri de gen SPSS, de știu că tu ești conectată adesea pentru întrebări de analiză a datelor. Care este motivul că nu prea sunt activ pe, nu știu. Noi, eu alea ca și m-am supărat, de fapt. Ok, Vasile, tu ești o persoană aparte cu activitățile tale pe educație în acest domeniu. Dar bine, tu ești mai mult pe partea de machine learning și programare decât pe analiza datelor. Nu, asta și este data science. Asta este un concept. Adică sunt mai multe persoane care aduc cunoștințele lor în general de domeniul despre date ca să lucrez la conceptul dat. Vasile la noi e tehnician mai mult. Lui place partea de mai mult de lucru cu programarea. Eu de ce nu mă consider pe mine un data scientist? Pentru că mie îmi place mai mult analiza asta de detectiv. Îmi place să mă bag în date, să înțeleg de unde. Partea matematică, distribuția, iată chestiile astea. Și asta și-a fost ideea, de ce noi cu Vasile și cu Eugen, spune-o atât de tare, am făcut o echipă adică foarte bună unde am fost noi din start toți trei, pentru că noi fiecare ne-am axat pe ce noi cunoaștem cel mai bine. Da, desigur, eu pot să fac un model de machine learning și desigur că Vasile poate și el să vă folosească mult despre distribuții. Dar așa, când lucrezi într-o echipă, încerci să aduci partea ta mai puternică, a tu, tău. Lucrăm și ca individual, desigur, dar eu personal îmi place să spun că data science nu este un one-man band, este o echipă și dacă dorești să lucrezi în acest domeniu, entitățile ar trebui să facă o echipă, mai multe persoane care să lucreze în acest domeniu și să aducă toți aport.
Deci asta spune că este loc pentru fiecare cu aturile sale, dar îs și foarte multe, nu știu, nu că subdomenii, dar tipuri de joburi în domeniu, da? Și aici este, apropo, o întrebare pe chat. Care, în afară de pregătirea și analiza datelor, care sunt restul activităților de bază a unui specialist data engineer? Și aici eu cred că noi putem să intervenim cu, nu știu, descrierea joburilor, ce faci fiecare ca să fie clar. Este despre chestia asta, poate vă plăcească, Vasile, multe. Ok. Spune tu despre data engineer, pentru că, da, eu am să pun în mine 5 capțele ca de obicei, da? Sarcastic. Este în ceea că majoritatea băieților, ei au auzit despre hype-ul ăsta data science și ei deodată s-au apucat și să faci. Noi am deschis Python-ul și am apucat să facem deodată un model. Stai aleată. Dar nu e chiar așa de simplu. El nu-i... Data science asta nu înseamnă că tu ai deschis calculatorul, ai deschis Jupyter notebook-ul și ai copiat de pe Kaggle codurile. Trebuie să înțelegi despre ce merge vorba acolo și cât de tare n-ați încercat să evitați matematica, chestiile astea care foarte neinteresante, ca limite, derivate și integrale. Credeți-mă, tot data science-ul, numi-l cum vreți, data science, data engineering, machine learning, machine nu știu cum acolo, se numește și data unicorn și data nu știu ce, tot e matematică, oameni buni, tot e matematică, de dânsa nu scăpați. Ei, da, hai spune tu, Vasile, despre cât e de super să faci acolo niște coduri, da. Ok, deci o echipă de data science, să spunem, dacă totuși trebuie să fie echipă, trebuie să aibă un grup de persoane care să rezolve proiectele de machine learning și data science împreună, pentru că fiecare din noi, cum a spus Tatiana, se axează pe o parte anume a acestui domeniu sau acestor procese. Deci, dacă e să începem, cum merge Tatiana să spună, trebuie să fie numai decât un matematician, sau noi îl mai numim și data analyst, deci asta e persoana care cunoaște foarte bine statistica și care cunoaște toate principiile matematice din spatele ceea ce noi numim machine learning și data analysis și poate să-ți interpreteze datele, da? Adică să-ți spună de ce aici e așa, de ce aici e așa și de ce aici nu trebuie să fie de fapt așa, da? Sau să-ți găsească anumite corelații sau anumite relații între date. Pe urmă, desigur că vine partea generească, pentru că în ziua de azi e ușor să faci pe foaie analiză la, nu știu, 100 de rânduri, dar când trebuie să faci analiză la mii sau milioane de rânduri, de tabele, nu e așa de ușor, să spunem așa, să faci tot asta pe foaie. De ce este nevoie și de persoane care cunosc bine calculatorul, care cunosc bine limbajele de programare. Cel mai des în ziua de azi pentru asta se folosește, desigur, Python. Și aici vine nou rol de Machine Learning Engineer. Astea sunt persoanele care poate să-ți implementeze anumite pipeline-uri de Machine Learning sau de Data Analysis. Deci, de obicei, un pipeline sunt o serie de pași care trebuie realizați ca modelul tău să-ți dea rezultate cât mai bune, adică extragerea datelor, curățirea lor, să-i dai o formă anumită datelor, să faci predicții. În plus, un machine learning engineer mai trebuie să cunoască și ceea ce este feature engineering, adică orice model de machine learning are nevoie de o anumită reprezentare a datelor și anumite reprezentări sunt mai bune pentru un model decât altele. De aceea, trebuie să cunoască și cum să modifice datele în așa fel încât modelul să obțină o acuratețe sau o performanță mai bună. O să folosesc mai degrabă performanță decât acuratețe, pentru că acuratețe mai bună nu mereu înseamnă un model mai bun. Calitatea datelor. Da. Pe lângă asta, desigur, datele astea trebuie din undeva să vină și de obicei, cum am spus, companiile au acum, adică companiile mari, desigur, au foarte multe date colectate în decursul activităților. Au crescut numărul de clienți, au crescut numărul de procese, au crescut numărul de produse și au stus o sumedenie de date. Datele astea trebuie aranjate, curățite, pus la locușorul lor. Este ca și cum, nu știu, la bibliotecă. Trebuie fiecare carte pusă în raftul lui, trebuie acolo enciclopedii la enciclopedii, nu știu ce acolo, cărți de la școală la școală și așa mai departe. Da, dar uite, întrebare și este una, sorry că te întrerup, da, dar da, este da, și una pe cea, dar eu am întrebare.
Dar nu este neapărat ca aceeași persoană să poată să facă toate aceste lucruri. Ca și cum nu fiecare inginer, nu fiecare data scientist trebuie să cunoască în perfecție matematică, dar sunt tipuri de roluri care presupun că tu ești foarte puternic în asta, deși sunt alte roluri în care asta nu este neapărat. Deci tu ești o parte a echipei, un puzzle care poate nu neapărat să fie puternic în anume matematică. Este ca răspuns la întrebarea lui Andrei, dar eu aș vrea ca voi să completați împreună, pentru că, bine, viitorul este în persoane multifuncționale, cei care cunosc mai multe lucruri să facă. Și atunci spune care e calitatea la persoana aceea. Tu îți dai seama, uite, chiar și ce-i numit Vasile, atâta lucrurile astea, numai și enumerate, de-am o dura 5 minute, dar încearcă să-l faci tu toate chestiile astea. De atâta el și trebuie ești nu un singur om să lucrezi la toate chestia asta. De atâta și spune că este mai eficient, este mai frumos, este mai corect și față de om. Tu îți angajezi un om care să facă, el și-a spele și podelele și-a să-ți aduc foile și-a să lucreze și ca secretar și ca avocat. Nu, ți-e trebuiește o echipă funcțională. De asta e bine să fie mai multe persoane și fiecare să fie rolurile stipulate. Deci numai decât trebuiești un data engineer, o persoană care o să lucreze cu bază de date în general. Da, persoana și nu numai decât să știe matematică, dar în principiu el deja știu, pentru că a făcut facultate. Băieți, da, mai deștept, din start se presupune că el e deștept. Și un data engineer care să lucreze cu bază de date în format general, în scală largă. După asta, un data analyst... Nici într-un caz nu scădeți, diminuați, că ei dacă e data analist, dar încercați să faceți un model fără ca înainte de asta un data analist să facă o reprezentare grafică. Deci cu ochii, când te uiți cu ochii, e altă, informația vine altfel, da? E 70% din informația pe care o dobândești din exterior e datorită organului vizual. Deci, atunci când se fac graficile, deci un data analyst numai decât trebuiești, cine mai trebuiești nouă? Persoane care să facă curățenie în toate datele astea. Deci, trebuie să fie mai multe persoane, nu unul singur. Pentru că nu este corect chiar și față de persoană, cei pe care tu o angajezi. Și când la noi te uiți cerințele, dar nu numai la noi, asta e pistet așa. El se dorește să fie un om, să-i plătești cât mai puțin, dar el să facă tăt. De asta... Cel mai mult se dorește ca și angajatori, ca piața muncii, când el cere un data scientist, să înțeleagă că el poate să angajeze și un data analyst, care tot așa de bine o să lucreze, un data engineer, numai să înțeleagă că tu ești specific la poziția aceea. Gata, vai. Poți continui, da? deci, cum am spus, data engineer nu a rămas la ultima poziție. Asta e persoana care, de fapt, ca un data engineer, tu ar trebui să știi Java foarte bine, pentru că tu lucrezi cu niște tehnologii ca Hadoop, Spark, care mainly au fost scrise pe Java. Deci acolo toți lucrezi în Java și nu în Python. Deci cine tinde despre data engineering, învățați Java și trebuie să știi bază de date foarte bine, adică bază de date SQL, NoSQL, pentru că tu aranjezi datele companiei, tu construiești flow-uri de date. Mai ales în Java trebuie să știi foarte bine rețelistica și programarea rețea, cum serverele fac schimb de date, cum ele se transmit, cum ele se duc dintr-o parte în alta. Și următorul rol era business intelligence. Deci, cine-mi face noi fără eu, gen Tatiana, când lucrăm ETS în 3? Pentru că business... Noi, până la urmă, totuși facem use case-urile pentru compania în care suntem angajați și noi, de exemplu, Tatiana e persoană mai matematică, eu sunt persoană mai tehnică și nouă, cel puțin mie, era până mâine uneori greu să înțelegem și de la noi să vrea. Pentru că persoanele date, pentru că este un domeniu nou, nu prea poți să ne exprimi task-urile în, să spunem, în termeni noștri tehnici sau termeni matematici. Îi spun, noi vrem asta, 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 dar noi, ok, hai că găsim cumva să facem chestia dată. Nu, ok, dar ideea este că trebuie să fie cu o soluție pentru business, da, și care da, vor să facă acea, nu știu, orice ei vor să implementeze,
pentru a crește afacerea și tu trebuie să și etaman business analistul îi punte ce e între tu tehnician și business. Asta vreau să spun. No, eu gen mereu ne explica și noi trebuie să facem până la urmă. Dar adică el trebuie să înțeleagă cum lucrează business-ul și desigur să găsească limba comună cu noi, da? Că să știe ceva matematică și ceva programare ca să ne poată explica ce și cum și de unde până unde. Și desigur că toată orchestra asta trebuie dirijată, deci mai trebuie și un project manager bun pe data care să înțeleagă toate chestiile date, desigur să nu se aprofundează prea tare, pentru că totuși deja ne aprofundăm noi mai tare în domeniile noastre, dar să înțeleagă cum că proiectele pe data durează mult, adică ele durează cu mult mai mult decât un proiect de software engineering. Asta trebuie să înțelegi deodată. Deci, de proiect. Nu, da, dar noi lucrăm cu date, cu multe, multe, multe date, da, care trebuie curățate, care trebuie filtrate, care trebuie, nu știu, manageite. Și cred că la noi nu s-a obișnuit piața, o leacă că deja ei s-au obișnuit cu proiectele de software engineering, cu Scrum, care dă rezultate foarte bune pe software engineering. Și când îi dau de proiecte de data, păi trebuie să aștepte leac mai mult. Pentru că poate să-ți iei câteva luni doar să înțelegi datele celea, sau, de exemplu, dacă vorbim de date cu text, păi ai greșeli gramaticale care trebuie să le corectezi. Dacă vorbim de fotografii, fotografiile sunt făcute pe telefon care are metadate în care tot trebuie să le curăț, știi? Și multe alte chestii de astea care trebuie să aștepte. Și project managerul trebuie să înțeleagă chestiile date, adică să înțeleagă că durează mai mult proiectele, trebuie și el cumva să-ți miștească departamentele pentru care fac proiecte pe date, știi? Adică să fie puntea asta între companie și între noi și task-urile care noi trebuie să le facem. Adică cam asta e echipa, dar că nu poți să le știi pe toate. Da? De exemplu, cum a spus Tatiana, eu sunt mai mult spre tehnică și mai mult spre programare, pe inginerie. Da, eu știu statistica o leacă cât îmi trebuie, eu știu matematica cât îmi trebuie, eu știu și bază de date, dar eu nu pot să mă aprofundez în toate. Și de asta am ales, de exemplu, machine learning. La noi la Orange era că Vasea pe modelare și pe feature engineering, adică asta era specialitatea mea cel mai mult. Adică așa cum este, numai că acum trebuie să fac mai multe chestii. Dar cam asta, adică fiecare din noi se specializează pe ceva anume. Și așa, de fapt, se rezolvă proiectul de succes. Adică eu cred că asta e o întrebare foarte populară, care interesează toți, absolut toți, mai ales cei care vor să vină să se reprofileze sau, în general, să decidă unde vor ei să meargă. Cât durează să te specializezi pe vreuna din acele direcții pe care tu le-ai numit. Noi n-a spunem că pe data, îți alegi care vrei, dar aproximativ cât ți-ar lua ca tu să te orientezi așa un pic mai încrezut. Dar nu este o perioadă specifică. Hai să spunem așa, că spunem că noi suntem într-atât de profesioniști că predăm și suntem la nivelul cel mai înalt. Vasilian spune câte de la tine sunt deschise când începi lucru. Deci avem o mulțime de, eu de exemplu tot când încep lucru, la noi sunt o mulțime de fișiere deschise care noi trebuie să le citim. Undeva le-am deschis o lună urmă, un articol interesant și eu vreau să-l citesc, dar eu l-am deschis o lună urmă. Și tot multe, 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 am câte vreo 20 de foi fișe deschise și fel de surse și... Și îmi place să mă uit și alți băieți cum scriu, sunt înregistrate mai multe telegrame, mai multe deci, articole citim. Întotdeauna este o dezvoltare. Să spun, eu este în următate de amplu specialist. Sunt de acord, dar totuși și nu chiar până la urmă. Noi în continuu și acel bun specialist, el doar... În continuu învață, nu există așa ceva, că tu ai ajuns bine aici și aici este gata vârful, mai departe nu ai unde să înveți. Nu există așa, în general, stare în care tu deja ești profesionist, dar noi acum vorbim despre chestia că, uite, tu vrei să începi, să te profilezi ca data analist.
cât timp îți ia să devii încrezut în acțiunile tale. Spunem, un junior de ăsta bine pus pe picioare. Cred că pot să răspund din experiența mea. Deci, când eu am început să învăț, adică serios, am cumpărat primul curs de pe Udemy de Machine Learning și m-am apucat serios să învăț chestia dată. Adică chiar l-am început să-l fac, deci asta a fost undeva în iulie, da? Iulie, vreo 2 ani urmă deja aproape. Da, aproape 2 ani urmă. Păi mie mi-a luat ca centru la internship la Orange, eu am intrat la internship până la sfârșitul decembrie. Deci undeva jumate de an, dar jumate de an, tu în fiecare zi faci practică. Adică nu că azi n-am dispoziție sau ceva tipic. Deci asta pentru a intra la internship. Tu aveai 2 ani de jumate. De programare. Da. De programare în spate. Da. Și asta era programare în Python, deși tu acolo ai programat și în alte, da. Tu ai avut 2 ani jumate de Python în care tu deam cumva știi cum să scrii bine. Eu știam să scriu cod bine, dar nu știam cum lucrează algoritmul de machine learning, nu știam cum lucrează bibliotecile care noi le folosim în lucrul nostru. Și deja după practică, ne-a mai trebuit încă, după ce s-a terminat la mine practica, pe ne-a mai trebuit încă câteva luni, vreo 3 luni. La mine practica a durat 2 luni, deci plus încă jumătate de an ca să fiu angajat. Deci, teoretic, dacă tu te dedici și înveți și adică și rezolvi, desigur că rezolvi proiecte, înveți, citești și așa mai departe, păi tu e posibil într-un an să te angajezi. Adică e posibil, dar trebuie să dai, nu știu, asta e experiența mea. Știu că ok, dar hai să fim mai deschiși referitor la acel an, da? Noi trebuie să înțelegem că acel an o să fie foarte intensiv. Da. Asta trebuie. Să scoatem primul an. Hai să zicem că e de ajuns un curs de 8 ore, da? Power BI este, mai am văzut pe YouTube. Dar chestia înșeie că tu, primul curs, tu trebuie înțelegi în general ce înseamnă data science, poate, ce specific are. Și asta e numai părerea la unul, la o persoană care a făcut cursul ăsta. E alt curs de data science, deși de pe Udemy. Acolo sunt alți băieți, unul rus și altul e englez, da? Este care mai din 2020, care mai numai recent. Acela deja e părerea lor despre data science și despre cum și trebuie să înveți și trebuie să știi și nu trebuie să știi. O grămadă de indieni cu cursurile lor de pe... Ascultați-i pe test, trebuie să-ți deștepți, trebuie să-ți bravo. Nu știu de accent, cum să înțelegi. Dar chestia e că viziunea la fiecare e alta. Și ți trebuiește cel puțin vreo 2-3 luni, ca numai primele 2-3 luni, ca tu să înțelegi conceptul. După asta să înțelegi că uite, asta pentru mine e greu, de înțeles, asta e mai ușor. Foarte tare mult, are important și background-ul ai. Eu am mai citit cineva articole acolo care a fost, nu știu, profesoară de limba engleză și după asta s-a dus în data scientist. Eu sunt sceptică la așa articole extraordinare. Totuși eu consider că asta e destul de complicat și ți-ți durează câteva luni numai de via să te percepi tine în ce domeniu să începi. Și deja întotdeauna... Nu știu dacă o să meargă după 2-3 cursuri pe internet, fii gata de un job de junior. Dar dacă ești foarte bravo, citești permanent și deja te-ai specializat, adică înțelegi care e punctul tău forte și tu vrei domeniul ce o să mergi mai departe, atunci da, este posibil în decurs de jumătate de an să fii foarte bravo și să încerci deja în acest domeniu lucrând, făcând ca internship. Știi, da, eu consider că o lună de două asta numai să realizezi conceptul ăsta. La mine, eu spun la mine cum s-a început. Eu, de exemplu, am citit un articol, da? Eu, chestia la mine cum a fost, eram la matematică, domnul Topală, o doamnă, sănătate lui, era să numie la noi cursul acela să numie recunoașterea formelor. Și mi-a dat el acolo niște matrici de făcut și a spus, navă, folosiți MATLAB-ul sau ce vreți voi acolo, C++ și aduceți în rezultat. Asta a fost, și la mine a fost algoritmul K-means și nu știu,
denumirea strașnică, denumirea la însuși curs strașnică, eu n-am înțeles ce e form, ce e de Doamne ferește, vreți de la mine, eu numai și calcul și l-am terminat. Și iată, chestiile astea, de la început trebuie să percepți chestia asta. Pe urmă, eu deja am înțeles după ce am început să-l fac, după ce am lucrat, după ce am avut primele proiecte de freelance, atunci eu am început să înțeleg, of, Doamne, Domn Topal și vrei ei să-mi spună, și eu n-aș ajunge atunci la mine. Pentru că era pentru mine totul nou, totul greu, totul complicat. De asta eu consider că durează, însă și ca concept să-l percepi, 2-3 luni. Dar mai întâi trebuie să înțelegi chestia asta, că vine informația. Tania, dar cum poți să înțelegi? Hai, noi vrem să dăm cumva, o informație cu care tu poți real să lucrezi. Dar cum tu să înțelegi ce ție o să-ți placă din acest domeniu larg? Cursul, un curs, a doilea curs, a treilea curs. Lasă tăi să numească data scientist. Data scientist din tine oricum n-a să prinească chiar din start, din primul curs. Dar tăi cursuri care tu le vezi că se încep cu data science, ele, ok, bun. Și tu ai să vezi acolo că într-un curs îți trebuiești mai mult SQL, într-un curs îți trebuiești mai mult data analysis, dar trebuie de încercat, te trebuie de încercat. La mine, eu am început și m-am dezbătut, des asta la mine se întâmplă. Articolul cătare de la care te s-a început se numea așa, Who are data scientists and why they are paid so good? Și la care cu litere majuscule așa mare, frumos, cu bold era scris, because nobody understands what they are doing. Și eu am spus că ok, dar să vedem într-adevăr de ce ei fac. Iată așa la mine s-a început și pe mine când, Vasilian spune, pe tine când te întreabă cineva cu ce tu te ocupi, ce e asta data science? Și eu stau și mă gândesc, băi, oameni buni, știți, pentru mine data science-ul asta e am eu data science. Pentru Vasile, data science, definiția are a lui data science. Fiecare citești definiția și o percepi altfel. Fix așa cum la matematică. Tu citești, nici nu înțelegei. Dacă începeai a face exercițiu, deja era mai clar. Da, da, corect. Cursuri. Asta diferite cursuri. Din diferite, ca să înțelegi pentru tine. Asta e un concept într-atâta de larg, de... Păi exact asta, știi, din cauza că e atât de larg, ce poți să vezi? Tu poți să, ok, tu poți să încerci cu programarea. Da. Nu e așa? Uite, da. Vasile, tu bun, ești... Bun, poți să încerci cu programarea. Statistica, poate ți-ar place să analizezi, doar direcții absolut, total diferite. Una analizează, tu real, tu te uiți, tu vezi, citești acele date, da, le interpretezi. Și altul este modelul care, de fapt, lucrează cu datele, nu? Și diferite, tu, ca și cum tu lucrezi cu date, dar absolut diferit. Catare, Vasile, haideți să spunem noi, de când noi lucrăm, hai așa, de când noi lucrăm împreună, câți modeli de noi s-au pus în aplicație? Catare, 80% din șase orice data scientist o să spuneți, majoritatea din modelele care tu le faci, astea sunt pur teoretice, pentru că ele până la urmă nu ajung să fie implementate ca în business. Ele sunt prea scumpi. Nu mai dacă nu ești Google, știi? Da. Anyway, dar oricum, tu trebuie să știi toate astea, de atâta ți trebuie cât mai mulți cursuri, cât mai mulți cunoștințe din diferite domenii, din diferite... Eu și amuia deschid cărțile de matematică de clasa 11. Nu ne aduc aminte. Vasile tot așa. Adică, da, tu ai programare, ești foarte bravo, de-am un punct, este, mai ai încă vreo 10. Hai, rând, te-ai tăleacă. Eu știam matematica, eu știam că nu ne degeunță asta, nu mai trebuiește. Și eu când am venit și nimeni mi-a spus că... Eu știam MATLAB-ul și MATLAB-ul tot singur am început să-l învăț și am venit la Orange și mi s-a spus că dar noi lucrăm în Python, învați Python. Și eu prima săptămână am boșit-o, a doua săptămână așa ne rășut încă și pe denumirea asta, nu că, dar până la urmă, depus de două luni, eu am înțeles că hai că trebuie și asta, nu te pot prin numai așa, că eu știu numai MATLAB și gata, mai nu-mi trebuiește nici. Ia încearcă tu să înveți MATLAB și prima mai pot mini Python. Deci, trebuie permanent să dezvolți în domeniul ăsta. Niciodată nu o să știi bine totul. Cu Vasile, prima, când am făcut necunoștință prima, care noi am spus-o într-o voce,
La hackathon atunci eu m-am luat de voi cu astea, cu payments-ul. Când am fost la prezentarea voastră de la, când a fost și domnul Ungureanu, da, profesorul meu. La MicroLab atunci. Da, de Wolfram. Deci noi am doi într-un glas, am spus atunci, uite aici e Overfit. Și eu atunci am înțeles că iacă băietul este ea, el ideea, el știe despre ce grăiește și eu tot cam știu despre ce eu grăiesc. Și asta e foarte bine când tu ai cu cine discutat temele astea, să înțelegi, dar tu ai idei, tu măcar, poate ți pare că ești deșteaptă, dar de fapt poate nu știi. De atâta trebuiește și comunitate, și cursuri cât mai multe, și articole cât mai multe, și de luat informația din toate domenii și puteți să ascultăm. Mie îmi place să ascult părerea la toți, la toți care consideră că el știe data science. Bun, hai spune. Mi-e interesant. Așa te înveți tu. Înțelegi tu cum e asta. Mine, Tatiana, totdeauna la lucru mă provocat. Zici tu ceva. Zici, ies mai închis în mine, leac, și ai spune și tu ceva, Vasia. Ne vreau să comunic cineva. E așa, prin comunicare și... Da. Depistează, înveți, vezi cum mai bine. Dacă să-i spunem la nivel de internship, dacă persoana dorește și învață și cu adevărat lucrează, păi da, e obține până la urmă internship, poate nu deodată și data science, dar la început să începi ca un data analyst, cum am început și noi. Adică, la început faci ceva general, da? De exemplu, puteți începi să lucrezi cu date tabelare. Și eu la băieții mei de la Sigmoid tot. La început, hai să învățăm să lucrăm cu date tabelare. Și pe urmă, deja cu timpul, când tu treci de la un proiect la altul, vezi alte persoane, mai citești articole, mai citești poate ceva cărți, te mai interesezi cu timpul de anumite chestii, apoi tu deja pe urmă înțelegi că, de exemplu, eu am aproape 2 ani de când asta fac constant, adică de când învăț, mă dezvolt în domeniul meu și eu abia acum mi-am ales specializarea procesarea limbajelor naturale. Adică abia acum, dar asta nu înseamnă că eu sunt rău în date tabelare sau nu pot lucra cu imagine. Adică tu încerci diferite tehnologii. Faci un proiect două pe tehnologie, da? Mai ales dacă faci proiecte din nivel industrial, cum facem noi la Orange, dar nu pe date, la Orange și la Amdaris, adică la companii, da? Dar nu proiecte de pe internet, păi tu înțelegi și dacă ți-e place asta sau nu îți place. Dacă poate tu nu te simți comod cu task-urile astea sau poate nu ți-e așa de interesant. Adică eu cred că asta se obține prin experimentare. Dar la nivel de internship și de angajare, eu cred că dacă lucrez, cred că într-o jumătate de an obții internship-ul și într-un an obții angajarea, dacă spunem așa. Hai să spunem noi ce ne propunem, dar în... Eu am o întrebare acum, dacă tot Vasile spui de internship. Deci, care sunt în general cerințele pentru un internship pe direcția Data Science și unde ele sunt, de fapt? Dacă noi avem internship-uri, pentru că, ok, este un lucru evident, cel mai mulți întrebați pe piață, anume seniori, în orice domeniu, dacă deschizi un același, basically, robotă, îndată te uiți, te scaut persoane deja cu background, experiență, și mai puțin să văd internship-urile, deși ele se întâmplă, mai răruți, cum le găsești, unde și unde ele pot fi. Hai să fim serioși. Cerere pe piață la noi, în principiu, a apărut amai anul de mult. Și că tare ca internship ar trebui să facă orice companie internship la dânși, pentru că e destul de... e destul de credios, da? Faptul că compania vrea deja un senior într-un domeniu care până amai nici măcar nu auzi de dânsul. Cel mai bine ar fi ca fiecare companie să înțeleagă că tu nu primești produsul deodată, este nu ceva regular, care o să găsești în orice universitate, sau este nu un contabil, tu nu angajezi ceva unde sunt mulți. Ți trebuie ceva specific și e clar că piața nu este, nu e plină de data scientist. Noi nu suntem ca economiști să-i căutăm de lucru și pe la urmă să găsim de lucru la un call centru. Ei trebuie să facă un internship la dânșă și să crească persoane care sunt gata, cel puțin să spună că eu sunt gata să învăț, eu am citit, eu vă dau garanții că eu mă descurc și eu vreau să mă dezvolt în domeniul ăsta. Și ei atunci se deschide internship la ei, se deschide să dea șanse la un... Așa cum lui Vasile, noi am dat șansă la Orange când l-am chemat la noi la
L-am crezut că el o să... Și el era anul întâi. Fix așa cum mie mi-a dat șansa băieții din Rusia, era o companie care i-a spus că dați șef, haideți să vedem și tu știi. Și alții, nu, să nu caute omul care deja o să-i răspunde la toate întrebările, dar persoana care e gata să învețe. Și deoarece data science trebuiește la tot și un domeniu larg, adică trebuie să deschidă, nu studentul se duc și se întrebe, da, vă trebuie și internship la data science, dar companiile se spune că uite, noi toți deschidem internship în domeniul ăsta, pentru că mâine pe mâine voi vă trebuiască. Piața nu este încă gata să vă ofere specialiști, creșteți-vă voi pe voștri, poate voi, uitați-vă la voi în jur, poate aveți voi un băiet, o fată deșteaptă la voi acolo, care el s-a ocupat până mai au citit în Excel-uri și gata să treacă la Python, la R, la ceva. Creșteți-o voi în interiorul la compania voastră. Ok, dar dacă nu are cine crește, eu ca și cum eu pot să înțeleg de ce să caute senior, pentru că ei nu au, ei vor să pornească acel de departament, fie și de o singură persoană, da? Dar el trebuie să fie priceput și de atât să caute mai mult întâi un senior care apoi poate să-și crească un padavan care o să creează. Da, bun, tare fain, am citit un anunț de job cu unde s-au numit internii sau juniorii, padavani, tare fain, mi-a plăcut, foarte bine reflectă realitatea, pentru că tu vii, real să înveți. Dar internship-urile se organizează în companii mai mari, acolo unde deja este sau s-au pus vreo două pietre la domeniul de data, în companie. Și atât ei, chiar dacă și, spre exemplu, nu anunță acel internship, pentru că lor nu le trebuie așa de mulți, nu trebuie persoane atât de multe pentru aceste departamente, încurajez să le scrieți direct, să spuneți, ok, guys, eu, dacă ceva eu știu, vreau să învăț, vreau să vin la voi, vă trebuie. Chestia asta lucrează. Mai puțin sau mai mult depinde de companii și de necesitățile lor. Prostă atac nimeni nu o să deschide internship pentru că asta e timp care se investește într-o persoană, timp din timpul de lucru alteia persoane care este dedicată full-time pe proiecte. Prostă atac nimeni nu stă, dar nu ezitați să contactați acolo unde scrie anunț de job. Dar anunțuri de joburi pe direcția dată de data engineering, data analysis, independență de șilor, trebuie sunt companii internaționale, bănci. Băncile lucrează cu masive de date, acolo le trebuie atât administratori, arhitecți de date și toți acei care știu să lucreze, ori să scrie cod, ori să prelucreze datele, ori să lucreze cu ele. Deci trebuie să fii specializat în SQL, nou SQL, depinde ce se utilizează sau se cere într-o companie sau alta. Ca ofertă, iată știi, vroiam să discutăm cât este de mare oferta de lucru pe piața locală și cât de tare de fapt este cerută această profesie. Este și o întrebare la noi pe chat, anume despre cât de fapt va fi solicitată pe viitor profesia de data scientist în Moldova. Eu de la mine vreau să spun, știu, voi băieți și fete, sunteți din domeniul, eu din domeniul educațional, dar global crește cererea. Moldova un pic, desigur, frânează pe toate direcțiile, inclusiv IT, dar cumva urmărește tendințele globale într-o măsură sau alta și cum pe piața internațională, atât și pe piața la noi locală, o să crească cererea pentru că crește numărul de companii IT, companiile IT, piața IT crește și se atrag mai multe proiecte. Proiectele necesită unele și lucru cu datele și ele o să apară tot mai multe joburi și persoanele din acest domeniu sunt foarte mult căutate. Așa că dacă cineva se profilează sau începe să se miște pe direcția asta, o să fiți căutat, dacă scrieți singur, o să fiți apreciat. Da, da, da. Pentru că sunt foarte puțini, discutam
într-o vorbă cu Tania, zic că eu știu pe toți, pot să-i numai pe toți. Numai eu, întreabă pe oricine, tot așa pot spune, că suntem... Noi putem să-i numărăm. Putem să ne numărăm. Da, să ne numărăm, da, da, da. Da, astfel că e foarte solicitat. Despre creștere, eu când abia am început să învăț domeniul dat, adică vreo 2 ani în urmă, păi eu știam doar de 4 companii care au ceva, în barul spun, adaleona pahoje la data science sau la data analytics. Acum eu mă uit, adică au apărut cu mult mai multe companii, adică ele cu adevărat încearcă, da, ei încă nu numesc asta poate data science, da, ei numesc asta data engineering sau data analytics, pentru că și companiile încă nu știu până la urmă cum asta se numească, adică încă nu știu denumirile exacte la toate rolurile astea, dar ele sunt cu mult mai multe. Mie, desigur, deja nu mai reușesc să mă uit după toate tendințele care apar sau toate companiile care cer, dar mie îmi spun băieții pe care eu, de exemplu, îi învăț la Sigma, dacă a apărut o oportunitate la compania dată. Și tu te gândeai parcă, nu credem că compania dată să creeze vreodată un departament de data sau de data science, da? Și adică, ele, cu timpul, numai că apar câte o poziție, asta și încă e problema, că ei nu vor echipe, vor o persoană, știi? Dar cu timpul, este un trend că totuși numărul de companii care cer asta crește. Adică, cu timpul o să fie cerința cu mult mai mare decât este acum. Și foarte de grabă asta o să fie. Dar... Deci, da. Noi trebuie să analizăm că cum se dezvoltă piața IT și care este capacitatea companiei de a crește în interiorul său sau de a livra un proiect legat de data. Odată ce se dezvoltă mai mult domeniul, se cumva se cresc acei profesioniști și companiile o să fie mai încrezut în abilitatea sa de a livra, de fapt, un astfel de proiect. Dar ele trebuie să crească concomitent, deci acei persoanele care se pricep în domeniu și companiile, ca să se întâmple această cerere. Dar asta se întâmplă? Tendință evidentă? Te-am întrerupt, Vasile, de asta... Eu vreau să spun că, dacă tu spuneai că nu prea sunt internship-uri la Orange, eu când am intrat, nu, adică nu la Orange, dar în general pe data, dacă o să confirme Tania cum mi-am intrat la internship la Orange. Ele nu au fost niciodată anunțate. Da, nu prea sunt anunțate, sunt ok, poate prin trebuie probleme. Oamenii. Da, trebuie să știi oamenii, asta e foarte important, că trebuie să știi oamenii, dar prin, adică sunt poate prin programe de mentorship, cum faci, de exemplu, Girls Go IT sau alte organizații care organizează cu ajutorul companiilor date evenimente și pe urmă dau participanți la internship-uri. Dar, de exemplu, când am înțeles că deja vreau să mă încerc în industrie, după jumătate de ani de practică, de crearea proiectelor și așa mai departe, eu am trimis mail la Orange, că te-ai întrebat-o pe Tania. Tania, cum se poate de aplicat la voi la internship? Și Tania a zis că trimite mail acolo. Nu, ei ne-au spus da, dar eu văd că mai a fost nu. El era anul întâi și Catar de la anul întâi nu... Da, de la anul întâi nu prea se luau. Adică eu mai sunt cel mai tânăr în Orange angajat, din Orange Systems. Eu pot să vă spun de ce nu se iau, de atât că ei leapă de universitatea și merg să lucrează, dar universitatea ți-ți dă acele abilități de soft skills, de interacțiune cu oamenii, de comunicare, de lucru individual în echipă. Tu dacă nu mergi la universitate, tu trebuie să ai un environment care te ajută să te dezvolți, ca tu să ai capacitatea asta de a te integra într-o companie, pentru că companiile lucrează în echipe. Nu este proiect care el e dus de o singură persoană. Și tu trebuie să ai acest tu duci... Nu, ok. Nu ar trebui să fie așa. În majoritatea cazurilor, proiectele sunt totuși livrate în echipe, unde există mai multe persoane implicate și tu trebuie să poți să faci un fit în acea echipă. Da, da. Corect, stai, când i-am transmis, de fapt, mail-ul, CV-ul, scrisoare de recomandare era tot de la Tech, mi se pare că
era și am transmis scrisoare de recomandare, scrisoare de intenții, tot pachetul frumușel. A transmis și nu-i răspuns. Opa, ce s-a întâmplat? Deci nu-i răspuns. Și eu trebuie să dau atunci, întrucât Tatiana a participat la un eveniment atunci organizat de noi, de atunci MicroLab, de MicroLab organizat, trebuie să-i dau o diplomă de participare. Și m-am dus eu la oficiu, la ZTMOL. Și am zis, ieși să-ți dau diploma. Și când a ieșit Tania, am zis, hai sus. Și așa s-a început practica mea. De data m-a pus pe task, neoficial. Pur și deja cu timpul deja au făcut partea asta oficială, contractul de practică. Tot a fost, pe urmă, ok, am trecut prin training-uri și așa mai departe. Dar pur și simplu, adică nu trebuie să spui că eu vreau la practică. Și am transmis doar la o companie CV-ul. Transmite la Tether. Știi, poate ei nu au departament de data, dar poate au interes. Ești, poți fi persoana aceea care o să le dea cunoștințele astea și experiența asta în data. Deci, pur și simplu, încearcă și fii mai năstârni. Adică, Vasi, au fost foarte insistent. Da. La care am spus că, Ian, hai să-ți dezdem, știi. Ok. Dar asta este istoria ta? Ca și cum la fiecare diferit, puteți să așteptați acele internshipuri sau cei care sunt interesați, puteți să îndrăzniți și să contactați direct toate companiile în care se caută persoană specializată pe data. Astfel, probabil că ei o să fie cumva interesați să preia o persoană care vrea să crească în domeniu și să o antreneze. Dar pe lângă aceste chestii de genul unde pot fi găsite internship-uri sau job-uri, totuși sunt chestii pe care eu vroiam să le discutăm pe lângă asta, de genul care sunt criteriile de bază atunci când vrei să intri într-un job și de ce, de fapt, noi am convenit împreună să facem un curs pe asta. Da? De ce programul pe care noi l-am pus la cale este unul bun și ce o să învățăm acolo și cum asta o să contribui la cunoștințele participanților și, de fapt, la perspectiva lor de a fi angajați, ce o să iasă ei după asta. Am discutat foarte mult despre diverse cursuri, poți să iei oricare ți-ar plăcea, trebuie să iei mai multe, dar noi am făcut și un pic de antireclamă pentru ceea ce vrem să facem. Că un curs nu o să te ajute, într-adevăr, un curs nu este suficient pentru nimeni. Dar chiar și să înveți, spre exemplu, limba franceză, da? Tu iei un curs, desigur că asta nu este suficient, trebuie să faci pe lângă asta, singur de sine stătător să citești, să practici, să faci, să exersezi, să participi, Vasile Kegel, la putere. Trebuie să diversifici efortul pe direcția în care tu vrei să te profiliezi. Vreau să povestiți băieți despre curs, fiecare despre partea sa. În primul rând, vreau să rog pe Tania să ne povestească despre partea de statistică și matematică, ce trebuie să știi înainte să intri la curs și ce o să înveți la curs și de ce asta este important de știut. Ce trebuie să știi? Eu nu mă aștept ca băieții să țină minte, de exemplu, cum să fac transpusul matricii sau la curs nu să facem formule matematice și eu să le scriu și să le învățați pe de rost, pentru că ei nu mai țin minte care e curva lui Lorentz sau nu știu, Kolgomorov, Smirnov. Da, chestia în ceea că atunci când tu auzi toate chestiile astea, toate noțiunile astea, că ele toate pornezi la, nu știu, aceeași teorema lui Gauss, ceeași distribuții, linii generale, să ai idei despre ceeași distribuții, deci cursul de matematică de la liceu, e de ajuns, pentru ca să te apuci în deopște, în general, despre de oricare curs de data science. Hai așa, nici nu fi o persoană care a terminat limbi străine, da? Minima interesează... Puternic la matematică în liceu, doar nu putem spune că dacă tu vii din limbi străine, tu nu ești capabil.
Istorie da. De succes, de reprofilare, mega reprofilare. De generale, la matematică e foarte neapărat să le cunoaște. Mai departe trecem. Nu e problemă. Clar, lucrurile să mă opresc la fiecare ecuație, în afară de statistica descriptivă. Acolo să mă opresc la funcție. Calculul nu o să facem, limite și integrale în linii generale, ca să cunoașteți. Ce e vector, matrice, asta o să lămurim. Nivel începător, da, e bine, cel puțin măcar deschideți persoana să deschide un articol, ceea ce e data science, să aibă linii generale cunoștințe, în ce el se bagă, adică să fii conștient unde el se pornește și ce vrea să facă. Nu, tu dai noțiuni foarte vagi. Dar de ce te întreb și tot vreau să pun accentul pe asta, pentru că și întreabă aici pe cea, dar și ne întreabă atunci când aplică la curs, care sunt cunoștințele exacte pe care trebuie să le posezi în matematică și statistică? Tu vorbești statistica inferențială, persoana trebuie să știe deja sau nu, nu este obligatoriu. Statistica inferențială nu e numai decât să o știți, că nu știe nici Vasile. Nu o leampă. Da, chestia în ceea că noțiunile generale, mine mă interesează noțiunile generale. Atunci când eu îți vorbesc despre medie, mediană, despre ceea ce e funcție, despre ceea ce e distribuție, și nu spun că vorbesc despre distribuție, eu n-am să mă opresc la definiții, eu n-am să spun definiții. Eu o să vorbesc mult, deci materialul o să fie foarte mult și de dorit ca cel puțin cunoștințe în linii generale despre ceea ce e o funcție, persoana deja se cunoască, da? Eu nu trebuia să-i spun că, pentru că o să ne oprim funcții, dar toate funcții, orice model acolo e funcție, că el e linear, el e logaritmic, el e exponențial, el toate sunt funcții, toate e matematică. Doamne, linii generale, hai așa, când o să vorbim despre matrici, inversă matrici, să înțeleg ceea ce e matrici, da? Nu știu, Vasea, spune cât e de complicat la mine să înțelegi matematica mea. Să amintească când tu mi-ai spus de să învăț algebra lineară. Nu, asta tot. Trebuie să cunoști algebra lineară. Da, asta sună foarte strașnic. Algebra lineară, cătarii nu e așa de strașnic. Da, derivate, da, derivate. Asta mă opresc la derivate. Nu e ecuația, n-ați proprietățile și cât e ln de 2 și nu știu încolo genul ăsta. Teorema Cauchy sau nu știu acolo. La asta n-aș ne oprim. Știm, în linii generale, când vorbim despre modele, deja îi presupune că în spatele la un model acolo vreo 5-6 teoreme bazate. Noi să dăm surse, noi să dăm resurse. Și eu tare, foarte tare vreau că dacă noi trecem, de exemplu, despre statistica descriptivă, despre central tendency, despre teorema central tendency theorem, da? Am uitat de unde mai. Când noi trecem despre teorema asta, persoana chiar dacă nu înțeles, denumirea eu i-am dat-o, îi dă-o și sursă, numai el să o înveți, el să o citească, nu înțeles-o, vine, întreabă și o să-l lămuresc. Poți să și ori întregi. Apropo, deci, de ce ar fi, vreau să menționez. Atunci când noi gândeam cursul, din start s-a definit că o să fie două zile, una programare, una matematică, statistică și o zi separat numai pentru Q&A, numai pentru întrebări și răspunsuri la ce și nu este clar. Deci se livrează informația, informația de matematică, informația de aplicabilitate, cum asta se transpune în cod. Și pe urmă este încă o sesiune unde tu poți chiar să întrebi și nu, să clarifici, ca apoi să-ți faci exercițiul practic să-l realizezi. Deci este suportul acesta. Dar nu neapărat probabil să fie cunoscut în perfecție, dar este așa o întrebare aici pe chat. Cât de bine sau trebuie să cunoști Python-ul ca să intri în curs, așa? Cât de bine trebuie să-l cunoști? Eu o să dau o întrebare, gen, ce trebuie să poți să faci, ca asta o să fie un criteriu, gen, dacă știi să faci asta, mai departe poți să mergi. Corect, deci desigur că trebuie să știi ce asta în ciclu și un if statement, adică basic-ul, să înțelegi cum lucrează toate structurile de date principale din Python, asta am în vedere liste, dicționarii, seturi și tupluri,
Deci nu sunt așa de multe și în principiu ele, majoritatea seamănă între ele, doar trebuie să știi ce are specific fiecare. Desigur că trebuie să poți defini o funcție în Python și desigur să știi ce are o lambda funcție și să nu uităm de programare orientată pe obiecte. Desigur, eu nu cer noțiuni așa grele în Python ca programarea sincronă sau metaprogramare, pentru că nu o să aveți, posibil să nu aveți nevoie de dânsele, da? Noi le predăm în celălalt curs de Python, de la Tech Academy, dar aici nu veți avea nevoie de el. Trebuie să știți foarte bine cum lucrează programarea orientată pe obiecte și să știți cum lucrează structurile de date în Python. Pentru că astfel o să fie mai ușor să înțelegeți cum lucrează bibliotecile din spatele la tot ceea ce numim Machine Learning și Data Analytics implementat în Python. Adică asta e cam unica ce cer eu ca persoana să se cunoască. Nu, cel puțin niște articole citite pe același medium, pe Tour Data Science și mai sunt acolo. Măcar câteva articole, citiți măcar persoana ce se cunoască ceea ce e, nu știu, un articol, ceea ce e Data Science, ca și poate să-și facă imaginație, nu știu, nici chiar de la zero, da? Cu toate că noi spunem că o să vă arătăm, dar e multă informație, o să fie foarte multă informație. Și, mă rog, hai vă spun că am lucrat și eu ca profesor de matematică și vă spun că tot e greu, da, să te oprești la fiecare elev, să-i lămurești proprietățile derivate. Eu am luat ca exemplu, aici proprietățile derivate n-a dat spun. Dar oricum, măcar din urmă să prindeți, să nu rămână unul foarte tare în urmă și unul să fie foarte bine care să cunoască. Adică... Da, învățați-vă de acum să lucrați în echipă. Ok, dar hai să spunem și despre alt aspect, că matematica nu este chiar indispensabilă pentru toți care intră în domeniul ăsta, dar sunt tool-uri care te ajută, care simplifică toată informația asta. Nu mai trebuie să scrii chiar ecuația și aia ca așa. Da. Este. Și după asta tu primești -41 sau -0.41 și asta. Dar tu nu știi, tu nu știi funcția din spate. Tu nu mă refer la persoana care nu neapărat matematician. Nu, dar eu nu spun că matematician, pentru că nici eu nu sunt matematician, am făcut niște cursuri de matematică, am fost și alea de facultate. Vasea tot nu e inginer extraordinar și el nu face așa. Deci, nu sunt nici eu matematician. Simplu, cunoștințe, tu trebuie să înțelegi că trebuie să cunoștințe cel puțin generale în domeniu, da? Să înțelegi ce e ecuații, ce e funcții. Funcții în spate, la orice model, la orice algoritm, e o funcție. Da? Și mașina, până la urmă, el se numește machine learning, mașina învață, și mașina învață? Mașina învață cifre, altceva nu poate să învețe. Și respectiv, dar cifrele astea și matematică. Nu se cere ca să fii matematician, dar pur și simplu cunoștințe din matematică, da. Eu foarte mult sper că noi am răspuns la întrebări legate de matematică. Că acum eu sper că este mult mai clar despre cerințele față de cei care ar vrea să învețe data science sau cei care vor să intre la un job. Eu am încercat să provoc, cred că am reușit. Da, Tania, eu nu am vrut să te supăr. Nu mai spărat. Chestia în ce e că, hai așa, eu tot presupun că noi mai tare am speriat pe oameni. Deși noi vrem să ne propunem în cursul dat, noi ne propunem cel puțin ori persoanele care sunt la curs să se înțeleagă că da, îi trebuie, da, înțelegi, da, îi place că asta, dacă tu începi, asta e, tu încerci tot mai tare și mai tare, asta intră în sânge, asta e foarte interesant. Dar dacă tu ai intrat și ai înțeles cu Doamne, și matematică și statistică și vorbește de la mine, atunci tu înțelegi că domeniul ăsta nu e atât. Cel puțin, cum poți spui că îmi place domeniul, că eu vreau să lucrez într-însu și dacă tu nici n-ai început cu niciun curs. Încearcă, începe un curs, a doilea, a treilea,
Și vezi ce spun oamenii și atunci ei se înțeles pentru tine, îți place, nu-ți place. Cursul nostru, ce noi ne propunem, Vasea, ce noi ne propunem în cursul nostru? Noi vrem ca oamenii să înțeleagă că nu e așa de simplu toată chestia asta, schimb e foarte interesant, foarte, foarte, foarte interesant. Și dacă tu te apuci, deja nu te poți opri. Poți discuți mult, poți să, nu știu, cum, mulțumesc că noi câteodată persoane din comunitate chiar nici nu vedem câte oră, da? Eu pot să scriu la 12 noapte lui Vasile să-i spun că, Vasea, eu m-am trezit, eu nu vine ni ideea asta, eu vreau amu, ea spune ce ideea e tu. Ivan Budanaev, sâmbăt la ora 9 seara i-am scris, zic, Ivan, sorry, dar la mine e o problemă, aici și nu pot dormi. Și el, ca ne strană, el răspund, săracul băieț și el tot. Adică sunt chestii care nu te oprești, vrei permanent să înveți, să știi, să dezvolți. Este un domeniu foarte interesant. Și dacă intri în trend, tu înțelegi esența, nu numai de matematic sau de programare, dar ți-e ceva tu vrei să dezvolți în domeniul ăsta, este unde. Și el e foarte interesant. Și noi vrem să vă trezim vouă atât interesul pentru domeniul ăsta, cât și să înțelegi că el e destul de complicat, e destul de serios, și voi puteți vă alegeți o latură așa ca să deveniți acolo profesionist, într-adevăr, și primești plăcere de la lucru. Câte joburi eu n-am lucrat, eu acum eu știu că eu câteodată mă enervez, câteodată plâng, eu nu știu ce să fac. Într-adevăr, am o problemă complexă și o idee n-am cum să o fac. În schimb, asta e foarte interesant. Da, uite, știi, este așa o întrebare la noi pe chat. Eu pot să răspund la ea, dar vreau și voi să contribuiți. De ce cursul nostru ar fi bine de urmat versus un curs de pe Udemy? Deși eu pot spun că luați și așa la de pe Udemy, veniți și la noi. Da, hai spune. Am spus, stai-ți bune, accentul diferă și limba. Că el e indian, că el e francez, că suntem noi de Moldova, n-are importanță. Hai să pornim de la valoarea adăugată, totuși. Valoarea adăugată este aceea că tu, într-adevăr, să interacționezi cu persoanele din domeniu, care vin nu cu doar teorii, vin cu practica în spate. Deci faptul că ei aplică ceea ce predau, ei aplică în viața reală, ei știu cum asta funcționează, ce lucrează, ce nu lucrează, unde sunt momentele mai complicate, mai ușoare, mai avantajoase să le cunoști. Altul este faptul că învățarea la noi să fie project-based, deci din anume considerentul că trebuie să lucrezi la un proiect, a fost construit toată structura cursului, deci o să meargă întâi partea teoretică, este lecția de matematică, prima zi a săptămânii, lecția de programare, a doua zi, lecția de întrebări și răspunsuri, a treia zi, care o să fie urmată de 3-4 zile de lucru la proiect, deci atunci când a să aplici ceea ce ai învățat la lecție în practică, ai să vii la lecție, ai să ai întrebări, ai să poți să le adresezi, ai să poți să înțelegi ce ai făcut corect, ce ai făcut greșit, poate ai făcut ceva peste așteptările mentorilor. De regulă sunt cazuri când persoana care vine începător și-a rezolvat diferit decât o fi făcut-o mentorul și asta o lucrat și a fost eficient și unii se învață de la alții, deci este un mediu în care tu crești și faci exchange de idei. Dar asta e ceea ce eu vroiam să spun, dar vreau să spuneți și voi. Poți spun? Da. Mersi, Tadeu. Tu să-ți vorbești cu noi, dă-i seama. Da? Ok. Deci Noi cumva deja lucrând în domeniu, noi am acumulat o anumită experiență, da? De exemplu, Tania a terminat și licența și master, ok, eu mai am încă licență să termin. Dar, de exemplu, eu am trecut prin foarte multe cursuri online, da, tot de pe Udemy, de pe Coursera, de pe multe alte platforme. Dacă să intri la LinkedIn la mine, tu ați vezi un rând așa de diplome, una după alta, astea. Pe lângă, dacă îți dai mai jos, ați vezi fotografii cu mini-costop cât de 50 de cărți, știți? Adică noi cumva am filtrat foarte multă informație, noi am rezolvat probleme, cum e că spune Ștania, cu unii ori vine să plângi. Ok, eu sunt fiecare metodele lui de a trece prin stres, dar unii ori munca cu adevărat e stresantă și unii ori chiar nu-ți dai seama cum să rezolvi problema de la început, dar cu timpul
prin faptul că noi am trecut prin greutățile astea, noi deja am acumulat experiență, noi deja vedem leacă mai ușor anumite probleme de rezolvat. Adică noi am acumulat o doză mare de experiență pe care noi am curățit-o, am șlefuit-o, am pregătit-o într-un format ușor, ca voi și vouă să vă fie ușor de învățat. De exemplu, eu mă uit la mulți colegi la mine la universitate, e că eu sunt persoană inementorabilă. Ce înseamnă asta? Dacă la mine să stai în fața mea să-mi vorbești, posibil eu n-o să vă smică. Da? Și, de exemplu, eu sunt o persoană care învață singură, după cursuri, citind cărți. Dar sunt mulți colegi care nu pot să învețe singuri. Lor le trebuie cineva să le spună, să le explice, să le dea exemple. Și mai ales că pentru persoanele astea suntem noi ca mentor, de fapt. Voi aveți acces direct la noi, că noi vă putem povesti use case-uri din experiența noastră, să vă povestim cum noi rezolvăm problemele astea, cum, ce metode voi puteți rezolva. Și uneori noi, când citesc, de exemplu, cărți sau articole, mă gândesc, măi, de eu putem să rezolv problema așa, e ca așa, mult mai ușor decât cum a rezolvat-o eu atunci, da? Adică noi deja vă pregătim informații pregătite, șlefuite, din experiența noastră. Probabilitatea tare mare că... cărților care trebuie să le citești, da? Da. Probabilitatea tare mare că se și ea să citească, noi de-am deja am citit și putem să vă povestim. Da. Dar asta e încă un aspect foarte important de care noi uităm să, ca și cum eu uit, spun accentul de obicei, data asta n-am uitat. Atunci când intri la un curs și lucrezi la un proiect, tu îți faci o carte de vizită cu care tu poți merge mai departe la un internship sau chiar la angajare, depinde nivelul de pregătire și ce ai reușit să faci în paralel atunci când treci cursul. Da, poate ai mai făcut careva exerciții, gen participat la competiții de programare sau, nu știu, ai făcut un mini-app, ceva care lucrează și poți să-l prezinți, poți să-l arăți. Oricare curs care nu este online, el și este ghidat de cineva, îți oferă acel beneficiu de a interacționa pe viu cu cineva care e din domeniu și el poate să-ți spune despre ce se întâmplă în viața reală aici, pe piața locală. Noi nu vorbim despre proiecte internaționale, pentru că atunci când mergi la un curs care el tot e făcut pe use case-uri, da? Dar el e făcut pe use case-uri internaționale. Atunci tu ca și cum, ok, asta se face așa acolo și tu pe urmă vii într-o companie și tu înțelegi că, băi, dar noi așa ceva nu se face și vopșe, noi, nu, noi încă nu tragem nivelul despre care mie mi s-a povestit. Dar de ce eu asta am învățat? Adică e good to know, e foarte bine când tu știi mai mult decât de la tine să ceri, pentru că asta te ajută să crești. Dar e bine să înțelegi ce se întâmplă pe plan local. Asta e ca și cum la orice curs de programare, când tu te duci să înveți ceva și ți-ți spune că ok, uite, vezi tu, asta trebuie să înveți. De ce? Pentru că asta se ceri. Da, iată, o chestie acolo este mai puțin importantă. De ce? Pentru că la noi, pe plan local, nu se lucrează cu asta. Sau în proiecte reale nu se lucrează cu asta. Deși îți predă și acea părticică mai puțin importantă, poate în măsura diferită decât ar fi predată la un alt curs online. Și ele toate sunt bune și nu... Niciodată nu spun că un curs e mai bun decât altul, spunem mentor-led sau altul cu instruire, cu autodidact, da? Când tu singur te duci autonom în viață. Ele sunt ca concepte diferite. Asta e diferența, că tu nu poți să te duci să întrebi mentorul. Deși eu cred că dacă îi scrii pe LinkedIn, el poate să-ți răspundă. Nu știu, Tania, ți-i scriu pe LinkedIn, tu doar răspund? Da. Ok. Răspuns nu numai și legat de data science, sunt fetele care scriu și referitor la orice, la SPSS, la statistică, de răspund, da, pentru că asta și reprezintă să fie o comunitate, da? Dacă ai spus că tu vrei să te împarți cu cunoștințele tale, atunci te împarți, nu spui că numai de la 9 până la 6. Corect.
Noi la Sigmoid tot așa, am băieți care învăță personal. Mai mult, desigur, că partea de inginerească și de machine learning, nu chiar pentru atât de data science, dar noi putem să stăm până la 12 noapte și să rezolvăm o problemă. Chiar dacă eu sunt după lucru, după universitate sau ceva de tipul ăsta, adică, și desigur, și la Sigmoid, cam mereu suntem deschiși la oameni noi, și chiar dacă nu-i parte din Sigmoid, oricum răspund la întrebare, ofer cărți, biblioteca mea mereu deschisă pentru persoanele care doresc să împrumute cărți, cam destule. Adică, mereu, noi amândoi suntem contactați destul de des, adică cred că tăi mai mult pe matematică și mai mult pe inginerie, dar noi mereu încercăm să ajutăm cu ce putem oamenii, adică chiar și dacă nu știm, păi noi ne transmitem unul de la altul uneori oamenii. Sau știm cine ar putea să ajute, da. Da. Uite, am scris aici câteva răspunsuri la comentarii, dar probabil ar fi bine și de menționat. În comentarii a fost întrebat dacă noi organizăm sau asigurăm angajare sau internship la final de curs. La final de acest curs, la moment, nu putem să promitem acest lucru, deși nu este exclus că pe parcursul acelei 4-5 luni cât o să studiați, o să apară acea oportunitate și o să fie posibil de asigurat un fel de stagiu, dar pentru acei cu cea mai bună performanță. Niciodată nu se poate de promis că cineva o să fie angajat sau luat la stagiu dacă nu îndrumnește acele criterii minime care sunt cerute de companii. Astfel că dacă o să fiți foarte, foarte activ, posibil să reușiți să beneficiați. Dacă voi nu ați plăcut, nu sunteți să vă luăm. Acolo am citit o întrebare. Eu am citit o întrebare, acolo cineva a spus că dacă nu cunoști Python, nu poate să aplici la cursul, nu, trebuie. Eu tot nu cunoșteam Python, când am apucat toată chestia asta. Deci, atât timp cât tu știi către ce, către lăvie și se deschizi acolo, ceva ce? Trebuie. Nu numai decât, adică Python nu numai decât cunoști. Sunt desi scientiști care știu R-ul, MATLAB-ul, SAS-ul, SPSS-ul. Adică n-are importanță. Dacă tu ești dispus să înveți, ai repede înveți, repede primi, adică Vasea, tu ai să deschizi în PewCharm? Eu cred că Jupyter Notebook. Nu, majoritatea să fie în Jupyter Notebook. Asta e o aplicație. Atunci mai simplu, nici cu spate, chiar și eu l-am învățat. Eu încă n-am terminat, dar ultimul API-ul, păi o să fie în PyCharm. API-ul nu e în PyCharm, dar majoritatea să fie în Jupyter Notebook. Dar, adică, uitați-vă, să înveți până la programare orientată pe obiecte ca să o înțelegi în Python, spate și într-o săptămână. Adică n-a să cunoști, de exemplu, cum cunosc eu Python sau cum cunosc angajați, dar ar fi bine ca voi în decursul ăla și învățați cursul nostru, da, să învățați și Python-ul, pentru că eu nu prea, adică eu dacă ați trebuit ca să mă opresc, ca să vă explic cum se definește funcție în Python sau cum de făcut anumite chestii. Dar nu prea am dorință, dar o să fac dacă să fie nevoie. Adică știți unde mergeți. Asta și vreau să spun. Poftă vinim, ai dreptate. Absolut de acord. Dar zic din experiența mea, ca persoană care a interacționat cu mai mulți absolvenți, studenți, atunci când intri la un curs în care sunt cerințe de bază de intrare, ești binevenit, oricine este binevenit, acel care vrea să învețe. Dar asta înseamnă că o să-ți fie foarte complicat. Asta înseamnă că o să trebuiască să depui dublu, triplu efort decât colegii. Asta înseamnă că trebuie pe lângă lecțiile pe care o să fie lecția de bază, plus timpul care tu aloci la aplicarea în practică a ceea ce ai învățat la lecție, să fii disponibil, să aloci timp să înveți, să faci catch-up la ceea ce deja alții cunosc, pentru că o să-ți fie foarte greu. Și asta trebuie să fii cumva foarte conștient. Atunci când tu într-adevăr tare vrei, ai posibilitatea să aloci timp, extra timp. Nimeni nu te oprește, dar trebuie să înțelegi care sunt consecințele. O să fie greu, o să fie dificil, o să trebuiască să muncești foarte mult.
Și asta e legat de orice alt domeniu, inclusiv și acesta despre care noi vorbim, dar și altele. Dar da, noi vrem să contribuim. Scopul, de fapt, dar cum și spuneam la început, era să contribuim la creșterea comunității, era să contribuim la creșterea persoanelor din acest domeniu, pentru că ei sunt ceruți pe piață, ei sunt căutați, îți căutați mai mult prin referral-uri decât prin anunțuri de angajare, pentru că nu este foarte clar pentru toți. Când se caută un data engineer, persoana care a scris sarcina gen că nouă ne trebuie persoană cu X ani experiență, nu neapărat asta să fie foarte nu corect, să coincidă cu realitatea în care ei pot să te angajeze și cu poate mai puțină experiență, dar cu o dorință mai mare sau cu background mai mare sau mai mic într-o dimensiune sau altă din domeniul data science. Așa că îți căutați, puteți fiți următorul angajat? Ia uite, poate Vasile să-și crească echipa sau Tani. Noi trebuie să creștem, la urmă. Da, apropo, noi l-am dorit să avem poziții deschise acum și de database manager și de data engineer și de data scientist. Veniți! Noi vă vrem! Și noi tot. Scrieți, Tani. Neapărat să ne contactați. Noi aici am făcut și reclamă la curs, dar și am vorbit despre domeniu. Dacă v-a fost interesant, vă rog, nu ne pierdeți, fiți pe fir cu ce facem, cu ce ne ocupăm. Tania cu Vasile o să pornească cursul în aprilie, pe 5 aprilie. Este un buton, vezi cursul, foarte, foarte discret l-am pus aici. O să mergeți să vedeți, este acolo și programul. Puteți vedeți toate subiectele care o să fie studiate, ele nu sunt în secret. Puteți să ne contactați pentru mai multe detalii pe e-mail, pe Facebook, pe telefon. Neapărat o să vă răspundem la toate. Dacă o să vreți să comunicați cu cineva din mentor, puteți să-i contactați direct. Sunt sigură că fiecare din ei o să vă explice partea sa pe care o să o predea și de fapt, la ce punct o să vă servească și ce o să puteți să faceți după asta. Nu ezitați, pentru că dacă aveți întrebări, noi cu siguranță o să vă dăm răspuns. Și, desigur, vroiam să menționez că Vasile este un activist în acest domeniu. El activează în cadrul Sigmoid. Puteți să faceți follow pe Facebook. Nu numai pe Facebook, dar puteți încercați întâi de acolo. Fac multe activități gratuite. Vai, să povestești despre ce e, cu ce voi vă ocupați, pentru că la Minimum Fit, spre exemplu, apare în fiecare zi, probabil, 2-3 poste Sigmoid, nu știu cine la voi postează, dar sunt foarte multe. Avem cel mai bun departament de PR. Foarte activ. Sigmoid este un ONG orientat spre R&D, Research and Development în domeniul inteligenței artificiale. Deci noi, de fapt, mai mult luăm studenți, dar și poate să vină oricine, atât elevi cât și deja posibil angajați, dar că de obicei cu studenți mai mult lucrăm. Persoane care doresc să învețe, dar posibil nu pot asta să fac singuri sau nu au găsit sursele potrivite sau pur și simplu doresc să intru într-o comunitate cu persoane care doresc aceeași ce dorim și noi. Și ei se integrează în aceste proiecte de R&D și realizăm proiectele, acumulează skill-uri, înțeleg mai bine partea, cel puțin partea inginerească a domeniului dat, adică partea de machine learning, și învață skill-uri noi. Noi le dăm acces la toată colecția de... Mersi, Corina. Noi le dăm acces la biblioteca noastră de cărți, la contul nostru de Udemy cu cursuri, adică unde învață și pe urmă se implică în proiecte de R&D. De exemplu, noi am făcut, primul nostru proiect a fost Kedavra, o bibliotecă de feature selection care permite să selectezi coloanele automat pe baza principiilor matematice fără scritul 20 de linii de cod pentru a face chestia dată. A importat Kedavra, 2 linii de cod, ai mai scris și ai făcut procesul dat automat. Nu de mult noi cu colegul meu, Vladimir, am terminat
a doua bibliotecă Crucio, pe care o prezentăm pe data de 23 martie. Puteți să vă registrați la eveniment. O să vedeți ce mai facem noi și cu ce anume noi ne ocupăm la SIGMIND. Pe lângă asta, noi mai facem și evenimente educaționale. Adică încercăm o dată pe lună să prezentăm un subdomeniu a domeniului de data science, fie pregătirea datelor, fie curățirea lor, fie, de exemplu, am avut pe NAND Values, am avut pe bază de pe PostgreSQL, am avut pe alte subdomenii. Și uite că a venit timpul în aprilie, odată cu cursul, începe și primul nostru bootcamp pe procesarea limbajului natural, asta e specialitatea mea. Am decis să facem un bootcamp de vreo o lună jumate pe procesarea limbajului natural cu acces la mentor, unde și Tatiana o să fie mentor, apropo, să fie băieți la Sigmoid și deja din alte companii niște români tot ne vor ajuta să învățăm oamenii anumite tehnologie NLP. Astfel, puteți să vă implicați în activitățile Sigmoid, nu numai decât fiind membri, dar și participând la evenimentele noastre. Cam cu asta noi facem la Sigmoid. Și aici pe mine m-au atenționat despre o întrebare. Ea este foarte sensibilă. Eu am să o anunț deja, up to you, să vedeți dacă o răspundeți sau nu. Desigur, atunci când noi suntem în căutare de un job sau să ne decidem ce vreau eu să devin, noi ne uităm și la care este remunerarea în domeniu. Așa că întrebare foarte evident este că care este cam range-ul de salarii în acest domeniu? La ce poate să se aștepte o persoană în Moldova, activând ca vreo, fiind într-un rol de data scientist? Nu, după fapt să ne-ți plată. Dacă tu ești data scientist, salariile sunt o lecuțică mai mari decât ar primi un junior ne-data scientist. Da? Noi nu putem spune că este un range. Salariile sunt bune. Zbune, cât ceri, atât îți dă, dar tu știi că tu vrei salariul ăsta, da? Și tu ai cunoștințele astea. Cerești. Dar cât vrei atâta ceri? Poți cerești 10.000 de euro, dacă tu știi de atâta cerile. Nu, puțin mai realiști. Noi putem să comparăm cu developerii, spre exemplu. Este într-un nivel cu salariile în development? Da, e un salariu în IT, în domeniul IT, hai așa spunem. Pentru că salariul meu și salariul lui Vasea, noi nu știm salariile noastre și la noi le puțin diferă. Da, asta de atâta că noi nu știm salariile noastre. Da, așa în general, e un salariu din domeniul IT. Fiind un junior, da, e clar lucru când ai să ceri deodată 3.000. Cu toate că noi am avut, eu știu persoane care au trimis la noi la Orange ca data analyst și deodată vreo e 1.500 de euro. Nu rog, fiți serioși. Nici chiar așa, da? Un junior nu primește atât. Nu suntem în, nu știu, dar nici în Europa un junior nu primește salariile. Adică, da, după cunoștință, după experiență, după cunoștință, după apetit. Hai să zicem așa. Eu nu mai am ce adăugă, de fapt. Nu. E ca în general în IT, adică depinde de... Uneori, posibil, prea mult depinde de vârsta care o ai tu, dar chei ca în IT, de fapt, adică tare, până când nu este diferență foarte mare între data și... Iată, este o întrebare, Arcadie, pe un internship plătit, dar internship-urile nu știu dacă îți găsești plătite. E cum sunt care plătesc, dar ele îți plătesc internship-urile după codul muncii. Tu mai mult de 4.000 de lei pe internship nu ai. Dar asta e pentru că e internship și așa e în codul muncii. Asta nu e de atâta că e în companie. Asta, nu de atât pe data science. Și asta în caz că e plătit. Dar mai la noi, din cât eu cunosc, în general în Moldova, internship-urile nu sunt chiar așa ele plătite. Ele sunt plătite mai rar, dar sunt. Depinde de politica companiei. Politica unei companii diferă de politica alteia, în sensul în care ei
unii înțeleg că dacă ei nu plătesc, ei nu or să aibă internship-uri la ei. Alții consideră că nu se, adică este un moveton să ții o persoană ca și cum la un job, deși și temporar și să nu-i plătești. Nu, și alții consideră că de ce să plătești dacă oricum persoanele o să vină. Cam asta cred că ar fi răspunsul. Tania, când o să fii la Amdaris internship pe data science? Chiar săptămâna trecută, nu, mai trecut înainte ca să fiu fotbal, am vorbit cu Olga și Olga Sniegur, apropo, el la noi e fata de legătură, da, la HR, tare, dacă vreți, tare, să faci cunoștință cu HR-ii noștri, tare, super, toți, da, ce legat de data science, cel puțin cu dânsa. Chiar recent am vorbit cu dânsa și noi ne gândeam să facem un internship, dar iar și chestia cu cine noi trebuie să-l facem și plus mentorul, trebuie să ne gândim și mentor cine o să fie, o să mă apuc, eu să fac internship cu 10 persoane pe lângă, hai 10 poate e exagerată, măcar. Persoana 3. Care a pus întrebarea, da. Poți să-i îngădată. 3 persoane. E la etapa de gândire. Dacă noi avem, da, la curs băieți și după asta eu spun și eu să văd că am cu cine face internship, de ce nu? Noi avem un CTO tare bravo, Mihai Cernei, care el e deschis la orice propunere, ca și la Orange, de exemplu, Gavrev, da, Gavrev. Foarte super. La ei putem să ne apropiem și o să-mi spună, da, facem, nu, nu facem, adică, dar îți deschiși CTO-ul noștri. Nu, și la noi tot managerul meu tot e destul de deschis, adică nu e chiar așa de greu. Să avem ofertă, să avem cererea, adică dacă noi avem oameni la curs și avem cu cine lucra, atunci da. Потім нас не гандим, що він інтерншип. Дако ви на вас не плачець, ну і що сингура з ви рекомендуємо? Eu propun să facem o comunitate în care noi putem să dăm share, să știm cine exact, în general, este comunitatea, să se cunoască între ei și tot acolo să apară și oportunitățile, pentru că atunci când se conectează mai mulți oameni, rețeaua începe să lucreze. Și încep să apară oportunități, așa că probabil noi să ne mișcăm în direcția de crearea unei comunități care o să pornească deja lucru. Bine, eu cred că noi stăm deja o oră și aproape 40 de minute, eu cred că noi putem să ne rotunjim. A fost o discuție interesantă, mie mi-a fost interesant să vorbesc cu voi, ca și întotdeauna. Noi discutăm și așa, și așa, și pe chat, și oricând ne vedem. Mulțumesc că ne-ați ascultat, ați petrecut peste o oră cu noi, sper că nu v-am plictisit. Fiți pe fir, abonați-vă la Techol Academy cu noi, să vedeți despre noi discuții, noi oportunități, noi colaborări, bine, joinuiți comunitatea. Acolo apară multe oportunități și pe domeniul acesta o să apară, dar sunt deja și pe domenii de programare și de testare. Suntem foarte activi, încercăm să conectăm companiile cu potențialii angajați dintre rândurile absolvenților și nu numai. Astfel că odată ce faceți parte din comunitate, aveți și oferte destul de exclusive, posibilitatea de a vă angaja sau de a beneficia de careva internship-uri care nu au fost anunțate public. Așa că fiți fier și noi o să revenim. Și o seară bună tuturor. Mulțumesc! Pa, pa! Pa, pa!